Un curs de miracole de Kenneth Wapnick, exerciții zilnice pentru studenți. Lecția 1. Tot ce văd în această cameră, pe această stradă, de la această fereastră, în acest loc, nu înseamnă nimic. Privește acum pe îndelete în jur și exersează, aplicând această idee în mod foarte specific la orice lucru pe care îl vezi. Această masă nu înseamnă nimic. Acest scaun nu înseamnă nimic. Această mână nu înseamnă nimic. Acest picior nu înseamnă nimic. Acest stilou nu înseamnă nimic. Privește apoi dincolo de imediata ta apropiere și aplică ideea lărgind sfera de cuprindere. Ușa aceea nu înseamnă nimic. Corpul acela nu înseamnă nimic. Lampa aceea nu înseamnă nimic. Semnul acela nu înseamnă nimic. Umbra aceea nu înseamnă nimic. Observă că aceste afirmații nu sunt aranjate într-o ordine anume și nu oferă posibilitatea unor diferențieri între diversele categorii de obiecte la care se aplică. Acesta este scopul exercițiului. Nu trebuie decât să aplici afirmația la tot ce vezi. Exersând ideea zilei, folosește-o fără nicio discriminare. Nu încerca să o aplici la orice vezi, căci exercițiile nu trebuie să devină ritualice. Încredințează-te numai că nimic din ceea ce vezi nu este exclus în mod specific. În ceea ce privește aplicarea ideii, orice lucru este la fel cu altul. Fiecare din primele trei lecții nu trebuie făcută de mai mult de 2 ori pe zi, preferabil dimineața sau seara. Nu ar trebui încercate mai mult de aproximativ 1 minut. Decât doar dacă se ivește senzația de grabă. Senzația de tihnă, de calm, confortabil este esențială.